și-au văzut visul împlinit. Aproximativ 15.000 de locuitori ai raionului Nisporeni au fost conectați la un sistem de aprovizionare cu apă din râul Prut. Acest lucru se datorează proiectului Reabilitarea Sistemului de Alimentare cu Apă, realizat cu susținerea partenerilor externi de dezvoltare. Valoarea totală a acestuia constituie 14,6 milioane de euro, cu asistență directă din partea Uniunii Europene de 5 milioane de euro. Stația de tratare a apei din satul Grozești operează la standarde europene. Astfel, până să ajungă în casele oamenilor, apa este preluată din râul Prut și ulterior trece printr-un proces complex de purificare. Tot aici a fost amenajat și un laborator pentru verificarea apei care ajunge în casele oamenilor. Apa brută din Prut ajunge aici, pe linia de intrare, după care intră în procesul de coagulare, se dozează o substanță chimică, aluminiu de sulfat. Avem mixere care agită și ajută la procesul de coagulare. Al doilea bazin este cel de floculare, după care avem bazinul de sedimentare unde se face o filtrare mecanică. Iar apa curată se duce în bazinul de oxidare unde se dozează permanganat de potasiu. Apa din râul Prut asigură aproximativ 15.000 de locuitori din orașul Nisporeni și satele Vărzărești și Grozești. Pentru a se conecta la rețeaua de apă, locuitorii care trăiesc în apartamente au scos din buzunar 2.500 de lei, iar cei care au propriile case, 5.000 de lei. Noi ne planificăm să avem în jur de 7-8.000 de conectări ca să acoperim toate aceste trei localități în 100%. La ora actuală avem peste 4.000 de contracte de conectări fizice în orașul Nisporeni. And helping the government and helping Moldova get clean water supply is a priority around which we as development partners, as the European Union, as Austria, Switzerland, we're all united to help in this process. And I think what we are inaugurating today shows that we can be successful when we work together. Pentru familia Gorulea din satul Grozești, acest proiect este o adevărată mână cerească. Pentru a se conecta la sistemul de alimentare, ei aduceau apă de la fântâna din satul vecin. Noi suntem cei mai fericiți din acest sat, adică eu sunt cea mai fericită, împreună cu soțul, că avem apă potabilă. Eu dimineața folosesc apă potabilă, este foarte bună pentru organism, este ca o apă sfântă. Mă simt și mai bine, nu mai am nici tensiune. Câteodată eu noaptea așa mă trezesc și nu vine a creierii, nu vine scriet. Da. Mă scund, vin agant, mă bălăcesc și iar mă culc. În cadrul proiectului au fost construite peste 100 de kilometri de rețea pentru distribuirea apei potabile, însă proiectul urmează să fie extins. Partenerii de dezvoltare ai țării au contribuit cu peste 12 milioane de euro la construcția peductului. Aportul autorităților de la Chișinău, a celor locale și a beneficiarilor a fost de aproximativ 2 milioane de euro. Până la sfârșitul verii, peste 360 de tone de pesticide inutilizabile și interzise din depozitul satului Pașcan, raionul Criulen, urmează să fie transportate în Polonia pentru incinerare. La începutul lunii iulie, autoritățile de la Chișinău au primit permisiunea Kievului pentru tranzitarea țării vecine, iar primul lot de peste 70 de tone a ajuns deja în Polonia. Pesticidele au fost transportate cu 4 camioane de către o companie cehă. Proiectul regional în cadrul căruia are loc evacuarea pesticidelor este implementat nu doar în Moldova, dar și în Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Kazahstan, Kârgâzstan, Tajikistan, Ucraina și Uzbekistan. Peste 20.000 de locuitori ai orașului Dnestrovsk din stânga Nistrului vor beneficia de astăzi de un centru al medicilor de familie renovat, cu personal medical instruit și pregătit conform standardelor și practicilor internaționale. Instituția medicală a fost modernizată din resursele financiare acordate de Uniunea Europeană. I really hope that you will feel, as residents of Dnestrovsk, as potential patients, as customers of this center, that you will have a new level of services where you really have have, especially in UNICEF and WHO, an incredibly high amount of know-how on healthcare, on healthcare for the sake of children. And we hope that this project will really give you these opportunities and turn your life. We want people to have a better life in this region of Europe.
Instituția, construită în anii 60, nu a fost reparată temeinic niciodată și risca să fie închisă pe motiv că nu mai corespundea standardelor de exploatare. Acoperișul era spart, sistemul de încălzire defect, iar cel de aprovizionare cu apă și canalizare nefuncțional. Aici lipseau condiții minime pentru prestarea serviciilor medicale populației din Dnestrovsk, precum și din satele învecinate, Pervomaisk, Nezavertailovka și Korotnoye. Acum oamenii au parte de cele mai bune condiții. Pentru renovarea spitalului, Uniunea Europeană a acordat peste 140.000 de euro prin intermediul programului de consolidare a încrederii între locuitorii ambelor maluri ale râului Nistru, implementat de PNUD. All 22,000 citizens of this beautiful city and neighboring villages will be able to come to these polyclinics and get high quality services and will be appreciative of what we have achieved together. Centrul medicilor de familie din Dnestrovsk a mai fost dotat cu frigidere pentru păstrarea vaccinurilor oferite de UNICEF, Uniunea Europeană și Agenția Elvețiană de Dezvoltare și Cooperare. Lituania, Letonia și Suedia vor ajuta Moldova să asigure siguranța alimentelor. Susținerea va fi acordată în cadrul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană care susține cooperarea instituțiilor similare din diverse țări, scrie regnum.ro. Astfel, Serviciul Alimentar și Veterinar al Lituaniei, ca partener superior al acestui proiect, va conduce o echipă de experți care va ajuta la consolidarea capacității Moldovei de a institui un sistem unic de control asupra siguranței produselor alimentare la nivel central, regional și local, conform standardelor europene. Se așteaptă ca implementarea acestui proiect nu doar va ajuta la garantarea siguranței alimentelor în Moldova, dar și va consolida posibilitățile exportului produselor agricole ale țării. Pentru acest proiect cu o durată de 2 ani, Uniunea Europeană va aloca 2 milioane de euro. Acesta va fi deja al 5-lea proiect pe care Lituania îl va realiza în Moldova în cadrul programului Uniunii Europene Gemini. Detașamentele de pompieri din Moldova și-au înnoit parcurile. Asta datorită celor 10 autospeciale donate de către guvernul din Lituania, care au ajuns deja la Chișinău. Specialiștii spun că acestea sunt mult mai rapide decât mașinile de intervenție pe care le au în dotare. Autospecialele, utilate cu echipament performant, vor fi repartizate în 10 raioane din țară. Autospecialele au fost apreciate imediat și au intrat pe teritoriul detașamentului de salvatori și pompieri din Chișinău, experții remarcând rezervorul cu spumogen, instrumentele de descarcerare și sistemul de iluminare cu care sunt dotate. Mai mult, aceștia sunt convinși că mașinile primite vor contribui la salvarea mai multor vieți datorită operativității cu care vor acționa. Avantajul ar fi că nu sunt într-atât de mari încât să fie mai greoaie de felul lor. Destinația lor de bază ar fi, de fapt, traseele sau traseele de bază din Republică, acolo unde au în special loc mai des accidentele rutiere. Până acum n-am avut așa automobile, adică utilajul avem, dar utilajul se află pe automobile mai mari. Și dacă cu automobilul dat putem reveni în 5-7 minute, cu automobilul care avem dotare, 15 minute, 20. Cei 12 pompieri moldoveni care au adus mașinile acasă au fost instruiți de colegii lor din Lituania. S-au petrecut niște ore împreună, care cum activăm noi la cazuri excepționale, la accidente și cum acționează ei. Prețul unei mașini este evaluat la peste 2500 de euro.